Atunci mucenicul lui Hristos, apropiindu-se de prăpastie, a strigat cu glas mare către balaur: „Ție îți poruncesc în numele Domnului meu Iisus Hristos, cel ce s-a răstignit de voie pentru neamul omenesc, să ieși din locul tău și să vii la mine.” Balaurul, auzind glasul Sfântului, a ieșit și se cutremura pământul în acel loc. Iar calul Sfântului Teodor s-a așezat cu picioarele pe balaurul cel înfricoșat care ieșise. Apoi ostașul lui Hristos Teodor a lovit cu sabia pe balaur și omorându-l a zis: „Mulțumesc ție, Iisuse Hristoase, că m-ai auzit în ceasul acesta și mi-ai dat biruința asupra balaurului.” Apoi s-a întors în pace în calea sa, la cetele sale, bucurându-se și slăvind pe Dumnezeu. Auzind de aceasta, toată cetatea Evhaitei și popoarele cele din jur au ieșit cu toți în câmpul acela și, văzând balaurul omorât de Sfântul Teodor, s-au mirat și au strigat cu toții: „Mare!”